Tuturor. Astăzi o să vorbim cartea numită Cititoare de Dracicii. A apărut în anul 2018 la editura Ioan Gard și este scrisă de Dracicii, o autoare care a mai publicat câteva cărți. Sefia locuiește cu părinții ei, dar când aceștia dispar într-un mod ciudat, ea încearcă să fugă printr-un pasaj secret și găsește un obiect misterios, o carte. Aceasta ajunge într-o pădure și învață singură să citească. După ce își găsește un tovarăș de călătorie, merge în căutarea pieselor lipse din puzzle-ul trecutului părinților ei. Citind cartea misterioasă, își dă seama că aceasta este magică și ajunge la bordul navei prezentate acolo, care este exact cum își imaginase, de la corabie la echipaj. Acea carte o va ajuta în căutarea ei. După multe aventuri, ea reușește să învingă și un dușman de temut, care vrea să pună stăpânire pe lume și să distrugă tot ce era construit. Mi-a plăcut foarte mult această carte și am citit-o cu sufletul la gură până la ultimele pagini. Vă recomand cu plăcere și aș citi-o și aș reciti-o. Vă mulțumesc, chiar dacă v-a plăcut această recenzie, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu, Brianna Niatra Mulcărților. Iar, ca de obicei, pentru o variantă scrisă acestei recenzii, trebuie să intrați pe blogul meu, briannania.wordpress.com. Ne revedem data viitoare cu o nouă recenzie. La revedere!